fără mese pe morminte și băuturi alcoolice în cimitire. Este regula anunțată de municipalitate pentru zilele de 7 și 8 iunie, atunci când moldovenilor li s-a permis să meargă în cimitire pentru a-și pomeni răposații. Pentru a reduce cât se poate de mult din riscul infectării cu noul coronavirus, oamenii sunt chemați să renunțe și la pomenile pompoase. Conform deciziei autorităților locale, cei care vor dori să meargă la cimitire să-i pomenească pe cei răposați vor fi obligați să poarte măști de protecție și să respecte toate normele de siguranță. De asemenea, pe teritoriul cimitirului va fi interzis consumul de alimente și băuturi alcoolice. De exemplu, la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău, respectarea acestor norme va fi monitorizată de forțele de ordine. Diplăjenii în acest an, pe data de 7 și 8 iunie, o să fie 4 intrări la cimitirul Sfântul Lazar, o să fie oameni de-a noștri puși care o să fie cu dezinfectant, o să preîntâmpine lumea, o să oblige ca să aibă măști de protecție, mănuși, să facă dezinfectarea și să nu ducă pomenile astea pompoase cum ceva anii trecuți. O să fie de la poliție care o să circule pe teritoriul cimitirului și o să depisteze încălcători. Pentru a preveni infectările în masă în aceste zile, prim-ministrul țării cheamă oamenii la responsabilitate. Avem în față săptămâna respectivă Paștele Blajenilor, deci acea zi de comemorare a apropiaților noștri care au decedat. Noi am făcut multiple apeluri la cetățeni să se abțină de la vizitarea cimitirilor. Eu rog Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, toți colegii implicați, inclusiv autoritățile publice locale, să asigure respectarea normelor sanitare epidemiologice în aceste zile și fac apel încă o dată către cetățeni să fie foarte conștienți că în cazul când admitem creșterea numărilor de cazuri iar, deci sistemul medical va ceda. O să stăm fiecare fără asistență medicală. Între timp, oamenii au început să vină în cimitire pentru a face curățenii la morminte. N-am putut să facem mai multe curățenii, era stricteță. Dar dacă ne-a dat voie să venim cel mult două, trei persoane, dacă am socotit să facem astăzi curățenii, fiindcă pământul încă e jilăv și noi putem să punem câteva florișele și să-i facem formă mormântului. De blajeni o să veniți? De blajeni mă tin că n-o să venim, fiindcă nu suntem mulți, până la 10 persoane, dar poate acasă ne-am întâlnit, că tare ne dor unul de altul. Mulți susțin că au nevoie să vină la mormintele celor dragi, deoarece acest lucru le aduce o alinare. Очень счастлива, что пришла и вот немножко убираю и рада, что как будто бы разговариваю с ним. Да, извините, что слезы. Я очень соскучилась по ним. Ea nu uită nici de tradițiile de pomenire a răposaților. Я наливаю понемногу вина, так принято у молдаван. Ничего, только вино. Там еще закуска есть. А когда останется, я вот так вот сделаю. Вот так сделаю и все. Femeia înțelege riscul la care poate fi expusă, așa că nu va veni la cimitir duminică sau luni. La Blajeni o să veniți? Se pomeniți? Нет. Нет, я боюсь. Я боюсь, ведь очень будет много людей. Я лучше просто как бы запоману дам у соседям, там, друзьям. А так я боюсь, очень много будет людей. Я женщина уже 60-летняя, так что я подвержена риску. De asemenea, potrivit primăriei, în apropierea cimitirelor va fi interzis comerțul ambulant, iar în perioada 6-8 iunie transportul public nu va circula în capitală.